Biserica domnească din Potlogi a devenit loc de pelerinaj pentru mii de credincioși din localitate și nu numai. Oamenii au venit să se închină la moaștele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, care au fost aduse cu binecuvântarea Patriarhului Daniel în procesiune solemnă de la Sfântul Gheorghe Nou din București. Încă de la orele dimineții, curtea bisericii a devenit neîncăpătoare pentru numărul mare de credincioși veniți să se închină la racla care adăpostește moaștele Sfântului Constantin Brâncoveanu. La eveniment au fost prezente și importante oficialități. Cu această ocazie a fost resfințită și Biserica Paro Potlogi, recent restaurată, titoria voievodului martir. Slujba a fost oficiată de mitropolitul Nifon împreună cu un sobor impresionant de preoți. Ierarhul a evocat viața și personalitatea voievodului, care a preferat să moară decât să renunțe la credința strămoșească. Astăzi, dragii mei, suntem extraordinar de privilegiați. O coincidență fericită, pentru că sfințirea bisericii a coincis cu începerea procesiunii naționale cu racla Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, această emblemă a martirului creștin și a demnității naționale românești. Deci Sfântul Constantin Brâncoveanu a venit acasă acum la palatul său Potlogi, care este încă în fază de terminare a restaurării, și a venit aici în biserica sa, pe care a ctitorit-o, a zidit-o, și a venit aici să se închine împreună cu întreaga sa familie. Iată de ce pentru noi aici este un privilegiu extraordinar. Domnitorul Constantin Brâncoveanu a fost una din figurile cele mai importante ale națiunii române și ale creștinismului universal. El a fost așa de vrednic, pentru că în cei 26 de ani de domnie, țara a cunoscut prosperitate economică, culturală, spirituală, socială. El a fost un mare promotor al culturii. În timpul lui s-a terminat traducerea în limba română a Bibliei.